La 5 luni de misiune KFOR, militarii moldoveni susțin că își încheie operațiunea în Kosovo cu demnitate. Aceștia se vor întoarce peste o lună acasă, iar în locul lor este pregătită o altă echipă. În acest răstimp, aceștia nu doar au demonstrat profesionalism, însă au reușit să învețe celelalte națiuni, dar și societatea de acolo, limba română. Momentele unice sunt cu atât mai multe cu cât unii dintre ei au devenit recent tătici la distanță. Imagini spectaculoase, dar și mărturii direct din Kosovo, urmăriți în exclusivitate în subiectul ce urmează. Cu 5 luni în urmă, chiar de 8 martie, 41 de militari au ales să meargă în prima misiune de pacificare sub egida ONU, în loc să sărbătorească alături de soții. Acum, când mai au o lună până la încheierea misiunii, realizările militarilor pot fi deja enumerate. În toate misiunile în care au fost implicați militarii moldoveni, aceștia au demonstrat experiență, au demonstrat cunoștințe și capabilitate să acționeze tot așa ca și toți ceilalți. Sacrificiul lor de a sta departe de familie timp de jumătate de an și de a merge să mențină pacea într-o zonă de risc a meritat, spun ei. Este pentru prima dată când un contingent militar de la noi este antrenat în misiuni sub egida ONU și au posibilitatea să se antreneze în operațiuni alături de alte 30 de țări. Această participare mai reprezintă și o enormă credibilitate din partea partenerilor noștri care crește față de Republica Moldova. Este și momentul să arătăm că, uitați-vă, și noi suntem gata să fim cu dumneavoastră umăr la umăr pentru atingerea unui scop comun. Fiecare dimineață în tabăra militarilor moldoveni din Kosovo începe tradițional cu arborarea drapelului, un ritual respectat deopotrivă de toate țările participante. Tradițională rămâne doar dimineața, restul zilei este o adevărată enigmă. Grupul de infanterie din Moldova este antrenat în patrulări, doar că locul și modul în care se desfășoară sunt de fiecare dată o surpriză. Plutonul de infanterie desfășoară zilnic 3-4 patrulări în area de operație, în dependență de distanță și de sectorul care este necesar de patrulat. Acestea se desfășoară pe mașini, pe helicoptere, pe jos, de multe ori combinat. Cea mai mare bătaie de cap este patrularea terestră. Pentru că zona este una muntoasă, militarii devin adevărați exploratori de înălțimi. Parcurg pe jos peste 15 km și ajung pe cele mai înalte piscuri. Patrularea în munți a fost cea mai dificilă din cauza la relief muntos. Și ea a fost pe jos, a fost foarte greu, obositor. Dar în schimb ne-am descurcat. Printre cei 41 de militari detașați în Kosovo sunt și 7 geniști. Fiind o zonă de după război, aceștia sunt antrenați în identificarea, transportarea și distrugerea obiectelor explozive neexplodate. Nimic nou pentru militarii noștri, pentru că și acasă erau deseori solicitați să dezamorseze bombe rămase încă din cel de-al doilea război mondial. Rămășițe din minele, așa numite bombele cu casete, mine neexplodate rămase după formarea culoarelor sau câmpurilor de mine în urma conflictului. Aici, în zonă, este poate un procent puțin mai mare ca la noi în țară. Pe același teritoriu de operație, contingentul nostru este alături de cel italian, sloven și austriac, iar pentru că tacticile de aplicații sunt cam aceleași, militarii pot însă face schimb de armament și echipament. Ce-ar fi fost nou totuși pentru noi în instruirile respective, asta este un schimb de echipament, poate special. Schimbul nu se oprește doar la echipament și tehnică, chiar dacă limba de comunicare este engleza. În 5 luni aceștia au reușit să învețe și alte limbi. Mai mult, și româna este pe placul nu doar a militarilor, dar și a societății civile. Deja foarte bine înțelegem italiana și la un nivel destul de bun putem să vorbim italiană. Pentru că ne întâlnim cu populația albaneză. Avem persoane care ușor au asimilat albaneza. Dar lucrul ăsta se întâmplă și invers, învață italienii româna? Evident.
Și nu numai italienii, populația băștinașă se salută cu noi în limba română, ne întreabă ce faci în limba română. Toate bune și frumoase doar până în momentul când vine vorba de cei dragi rămași acasă. Aici îi copleșesc emoțiile, ținând cont că unii dintre ei au devenit tătici în acest răstimp. Bănuiesc că el când revine acasă să fie tătic deja. Două. Doi dintre militari au primit noutatea cea mare chiar în timp ce unul patrula zonele de risc, iar altul tocmai descoperise o bombă. Pe data 30 am devenit tătic. Așa că pentru mine și o bucurie dublă când am să mă duc acasă. Eram în patrulare, asta a fost ceva super, o să țin minte toată viața. Am primit această noutate când eram la patrulare terenului și la data din 1 iulie am fost telefonat de către soție și ne-a spus cea mai bună noutate a zilei. Acum aceștia așteaptă cu nerăbdare ziua în care își vor vedea pentru prima dată copiii. Misiunea pentru primul contingent din Moldova se va încheia peste o lună, dar la Chișinău se pregătește să înlocuiască un alt grup de militari.